Evenimentul a fost organizat la căminul bisericesc Peregrinus din Alba Iulia. Întrunirea a fost marcată de finalizarea proiectului Prin educație spre vocație. De asemenea, a demarat și etapa de asigurare a sustenabilității acestuia prin parteneriatul încheiat între autoritățile publice și partenerii din proiect. Din punct de vedere social și pastoral, copiii sunt generațiile mature de mâine ale omenirii. Veriga de legătură organică dintre prezent și viitor. Pe plan spiritual-moral, ei sunt mugurii idealurilor creștine de perfecțiune, modele de viață pentru cei din jurul lor. Străduindu-ne să dăltuim sufletele copiilor după valorile Evangheliei, noi ascultăm de Hristos, care i-a iubit și a zis: lăsați copiii să vină la mine și nu-i opriți. În cadrul evenimentului a fost evidențiată importanța parteneriatului dezvoltat între biserică, școală și autoritățile publice din județul Alba. Proiectul a avut susținerea financiară a autorităților publice, județene și locale. Viitorul, supraviețuirea și prosperitatea unui popor este prin educație. Și cred cu tărie că în parteneriatul acesta, biserică, consilii locale, consiliul județean, DGASPC și așa mai departe, deci un parteneriat larg, s-a înțeles acest lucru și pentru acești 700 de copii s-a creat viitorul prin acest program. Întâlnirea de astăzi a avut scopul încheierii proiectului, dar și continuitatea acestui proiect. Proiectul Prin educație spre vocație și-a propus integrarea în sistemul de învățământ și menținerea a 645 de elevi. Considerăm că la finalul acestui proiect au rămas trei elemente foarte puternice pe care ne dorim să le punem în practică mai departe. La final, partenerii implicați în acest proiect au primit diplome. Perioada de implementare a fost de 24 de luni, operator al programului fiind Fondul Român de Dezvoltare Socială. Cazurile care ne-au impresionat cel mai mult, ca să spun așa, au fost cazurile tinerilor părinți. Nu ne așteptam să întâlnim situații de elevi de clasa 8-a care sunt deja părinți. În primul an de proiect am avut 3 astfel de cazuri. Noi considerăm că ne-am atins obiectivele propuse, având în vedere că la finalul celor 2 ani de studiu în care s-a derulat proiectul, fiecare dintre copiii aflați în proiect au continuat școala. Abandonul școlar va rămâne o problemă, iar prin asemenea activități reușim, cred eu, să-i aducem pe copii mai aproape unii de alții, să-i facem să se simtă mai în largul lor și aceia care de multe ori, din cauze independente de ei, din lipsuri materiale, au fost marginalizați. Ne-am bucurat foarte mult pentru că am reușit în cadrul acestui proiect să asigurăm partea de formare pentru toți specialiștii implicați, pentru profesori, pentru voluntari. În cadrul Arhiepiscopiei Alba Iuliei funcționează 18 case de tip familial și centre de plasament, 15 centre de zi și 16 centre after school în care sunt ocrotiți peste 1000 de copii.